George Cristian Petrescu este un crescător de vite din satul Lăicăi, comuna Cetățeni. Acesta își paște vitele, așa cum fac toți sătenii, pe izlazul comunei. Sâmbătă după amiază, atunci când s-a dus să-și ia animalele acasă, a constatat că îi lipsește una dintre ele. După numărătoarea totală, a ieșit la iveală că un alt concetățean are aceeași problemă și astfel și-au dat seama că au fost atacate de urs. Pe la orele 16:30-17, în punctul Iuda, aveam animalele la pășunat, toate, și să zicem, cel care a fost cu ele a părăsit locul undeva o jumătate de oră. În momentul când ne-am întors după ele să le strângem, am constatat că două animale au fost, nu s-a mai găsit, una efectiv nu s-a găsit și una a fost rănită de către urs. Era în stare foarte gravă, am reușit să o aducem cât de cât mai aproape de sat, după care în decurs la o oră a murit, a decedat. Cealaltă, s-au strâns oameni destul de mulți, am căutat-o prin zonă, n-am găsit-o și ieri dimineață, la ora 7:30, am reluat căutarea și am găsit-o undeva, la o distanță de cealaltă, la 100 de metri, băgată într-o prăpastie, într-o râpă acolo, greu accesibilă, de intra la ea. Noi ne-am prins curaj, că am fost foarte mulți și ne-am băgat la ea. Știi ce înseamnă cu ursul, să te bași peste el în momentul când are un cadavru, când are o captură, cu niște petarde, cu niște... Am reușit cât de cât să ajungem la ea, să o vedem, să-i facem poze, să o identificăm cu crotalele, cu vacile fiind trecute în asociație la Olt, la Ciopeu, la vaca de lapte. Și am anunțat autoritățile, au venit prima seară, adică sâmbătă seara, ieri dimineață ne-a rugat că în momentul în care s-a întocmit procesul verbal, faptul că prima a fost găsită și ne-a murit și a doua o dădusă dispărută și în automat că trebuia să o găsim, că așa nu se mai lua nicio măsură. Și am reușit și am găsit-o și pe aceea. Și... Cele mai mari probleme au apărut acum cu acest urs, care un coleg, un prieten, un sătean, aseară nici nu s-a întunecat bine, a venit, am sunat la 112, a venit domnul primar, am sunat pe domnul primar, a venit. Jandarmii, până au venit, a plecat. Stăm numai cu frică, numai cu grijă. De la ultimul atac al ursului, oamenii nu și-au mai dus vacile la păscut pe islaz, ținându-le prin grădinile din apropierea caselor. Aceștia se tem acum că, mânat de foame, animalul va coborî în sat, în acest fel fiind și mai periculos. Gândiți-vă ce înseamnă în fiecare seară să stăm în parc cu ursul și în condițiile în care ursul, faptul că s-a luat animalele după izlaz, o să coboare în sat. Oamenii propun celor îndrept să facă rezervații unde să strângă urșii care le atacă în mod constant animalele. A ajuns animalele să vie în gospodăriile noastre, în curțile noastre. Pe munca noastră, noi nu mai suntem stăpâni. Ce să vrea, nu știu, știți mai bine. Știe organele de abilitate, știe oameni care nu aduc vina nimănui, dar vrei să ai fundație, vrei să păți fond de vânătoare, închis, dă-le mâncare și rezervație, cum e și la Brașov, cum e la Vulcan. Pentru a împiedica animalul să atace din nou, sătenii au recurs chiar la montarea gardurilor electrice. Stăm cu frică, după cum vedeți, am montat aici un gard electric pentru a-l împiedica cât de cât să mai vină noaptea, că eu o să le țin aici afară și mi-e frică. Sătenii spun că în zona au fost dăriți mai mulți urși în ultimele două luni, aceștia omorând 4 vaci și distrugând mai multe grădini cu pom fructiferi. Nu are nimeni niciun interes să împuște, să îl reloce, să facă ceva. Deja în două luni au fost 4 capete care le-au omorât. Ce să facem? Acum să stăm să vină peste noi în casă, să vină în graș să-mi o ia? Ce să... Să omoare un om ca să poată să-l împuște. Nu știu ce să... Sperăm
cu ajutorul celor de la fund, cu domn primar, poate să o lua vreo măsură să putem sta și noi cât de cât mai liniștiți. Urși sunt foarte mulți, dar nu au fost, asta este care ne-a făcut probleme. Ceilalți au fost în grădine, au rupt pruni, meri, am mai zis de asta, dar nu putem să mai ținem nimic din cauza lor. Aici este problema. Dacă organele abilitate nu iau măsuri, oamenii sunt hotărâți să renunțe de tot la creșterea animalelor. Dacă aici așa se vrea să nu mai se distrugă munca de jos și țăranul român, nu, în condițiile astea nu putem să mai facem, nu putem să mai ținem. Nu mai, la ce să le țin, le cresc și le mănâncă ursul. În cursul zilei de marți la cetățeni sunt așteptați reprezentanții ai organelor abilitate să ia măsurile care se impun în astfel de cazuri. Urmează ca mâine să fie întrunită comisia formată din reprezentanții ai Direcției Agricole Argeș, Garda de Mediu, reprezentanții ai Fondului de Vânătoare, reprezentantul nostru de la Serviciul Voluntariat de Intervenții de Urgență și păgubiții, pentru a lua măsurile legale care se impun. Oamenii spun că sunt nevoiți să stea de acum încolo de pază în fiecare noapte ca să își păzească gospodăriile de noi atacuri ale animalelor și trag un semnal de alarmă către autorități care, spun ei, pun ursul mai presus de om.